de acolo. O să încerc să-l tai în așa fel încât gurii miști din vârful, cum avem aici, din vârful unor lăstari, o să trebuiască să renunț, pentru că, de exemplu, ăsta oricum, oricum va fi tăiat, probabil. O să lase greutatea ramurii în jos și el tinde să se ducă în jos spre comac. În schimb, avem în vârf un mogur mixt. Automat, dacă o să facă fruct, o să lase ramura în jos. Și aici, în mod normal, mă interesează. Toate tăieturile o să le fac către exterior. Iar aici, unde mai sunt ramuri multe, o să încerc să renunț la ele. Aici avem muguri mixt. Nu știu dacă se vede extraordinar de bine. Mare parte din tăieturi se fac încep. Și atunci... Și nu numai aici. Aici am lăsat un mugur exterior să vină către lateral. Sună de fond. Da. Tot ce vine, jos, doar că mai sunt și cazuri în care, dacă există muguri de rod cum e aici, o să încerc să mă mut cu o ramură crescătoare aici și la fel să detez de jos, de încep. Avem un mugure mix, să repiez de aici. Și mai avem posta, unde avem mugure de rod, doi muguri de rod. Vegetația să se ducă în exterior. Bun.
Așa arată după tăieri. După tăiere, de fapt, n-am avut tăieri. O singură tăiere. Aici sunt mugurii de rod. Un mugure mixt aici, în zona asta, Muguri de rod în zona asta. Cam asta e. Nu știu ce notă îmi dau.